Iisus al meu, prieten drag, din anii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zor de zi, mă trezesc, smerit mă plec sub cruce. În toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. În toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Și nu mă tem că voi pieri, că tu prea bunul meu Iisus mă izbăvești din toate. Când am de suferit una chină, tu, Doamne, ne dai putere să fie chinul cât de greu. Să fie chinul cât de greu, eu simt o mângâiere. Tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată, dar astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea ta. Dar astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Că tu mi-ai sprijin neîncetată în cânt și în suspine. Prefericitul părinte Ioan al X-lea, patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, a ajuns în România. Prefericirea sa a fost întâmpinat în această dimineață pe aeroportul Henri Coandă de înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal. Primirea oficială a avut loc în Catedrala Patriarhală, acolo unde, în prezența celor doi patriarhi, a prefericitului părinte Daniel și a prefericitului părinte Ioan, a fost oficiată o slujbă de tedeum. Încă ne rugăm pentru prefericitul părinte Ioan, patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, pentru preafericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, pentru sănătatea și mântuirea lor. Suntem deosebit de onorați și în același timp de bucuroși pentru că, prea fericirea voastră, ați găsit timpul să ne faceți o vizită frățească și să ne rugăm împreună. Ne bucurăm că, prea fericirea voastră, reprezentați de asemenea o biserică apostolică despre care însă
și se scrie și în Sfânta Scriptură a Noului Testament, și anume Biserica Antiohiei, fondată de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Acolo, în Antiohia Siriei, pentru prima dată, ucenicii lui Hristos au fost numiți creștini. Și în Siria se mai află câteva sate în care se vorbește încă limba aramaică pe care a vorbit-o Mântuitorul Iisus Hristos. Biserica Antiohiei a dat o mulțime de sfinți, ierarhi mari, cum a fost Sfântul Ioan Crisostom, și o mulțime de sfinți asceți, monahi. Avem, deci, în fața noastră reprezentantul unei biserici care a adus o mare contribuție, atât prin școlile de teologie ale Antiohiei, cât și prin viața monahală, duhovnicească. Noi vă dorim bun venit și în aceste zile, pe lângă vizitele pe care le veți desfășura, vom avea și prilejul să fim informați direct despre situația creștinilor care suferă în Orientul Mijlociu și mai ales în Siria. Bine ați venit! Suntem deosebit de bucuroși de a fi cu voi și între voi. Bucuroși să fim aici unde suntem acum, separați din cauza distanțelor geografice, dar uniți prin Sfântul Potir, în care dispar toate diferențele lingvistice, istorice și etnice, dezolvându-se într-o sevă de credință și o râvnă apostolică care curge în venele credincioșilor noștri, fie în Antiohia, fie în România. Cei doi întâi stătători au vorbit și de legăturile dintre cele două patriarhii. De-a lungul timpului, Biserica Ortodoxă Română a ajutat în numeroase rânduri Biserica Antiohiei. Totodată, țara noastră a primit de mai multe ori vizite ale patriarhilor Antiohiei. Patriarhul Macare al III-lea, Zaim, în data de 6 iunie 1658, a sfințit această biserică ca biserică de mănăstire. Patriarhul Macare sau Mihail al III-lea Zaim a vizitat Moldova și țara românească timp de 4 ani, fiind însoțit de diaconul Paul de Alep, care a scris un jurnal de călătorie. Zilele acestea, el a apărut în limba română și în limba arabă și o să vi-l oferim ca prilej de bucurie. Este demn de menționat aici că primele cărți liturgice în limba arabă au fost făcute și tipărite cu efortul Sfântului Antim Ivrianul, iar primele tipografii au fost dăruite Antiohiei Ortodoxe din partea Sfântului Voievod Constantin Brâncovianu la începutul secolului al XVIII-lea. Iată, până în prezent, Biserica Ortodoxă Română încă oferă ajutor frățesc bisericii noastre, continuând tradiția înaintașilor. Spre exemplu, mulți dintre părinții noștri au beneficiat de bursele de studiu teologic, fiind absolvenți ai Facultății de Teologie din București, hrănindu-se din Duhul Bisericii Ortodoxe Române, care, prin persoana preafericirii voastre, mai oferă și o crotire duhovnicească parohiei noastre antiohiene de aici, din București. Patriarhul Antiohiei a vorbit și despre situația dramatică din Orientul Mijlociu. De mai mult de 3 ani, Siria plătește cu sângele fiilor ei prețul demnității și al suverenității ei. Iar noi am afirmat și mai afirmăm că soluția în Siria vine numai prin dialogul politic și pașnic. Ne-am săturat de sloganurile îndulcite. Singurul deziderat trebuie să fie recuperarea păcii în toată Siria și știm că acest lucru nu este imposibil, pentru că ne amintim foarte bine de cum era țara aceasta, o patrie a păcii, înainte de 2011. Nu dorim să vedem țara noastră ca pe un pământ al terorismului transfrontalier.
Talier. Nu s-a cunoscut până acum nici în Siria și nici într-o altă țară din Orientul Mijlociu cultura takfirului, a rupirii și nici a deportării populației creștine și necreștine, cei doi mitropoliți ai Alepului, care sunt răpiți de mai mult de un an și jumătate, n-au fost decât ambasadori ai păcii pentru lumea aceasta și dezbaterile ei, căutând să aducă pace prin cuvântul lui Dumnezeu. Ce face acum lumea? Se preocupă ea în toate aceste conferințe de această problemă? De ce comunitatea internațională păstrează tăcerea în ceea ce privește soarta lor? Cum se raportează și ce măsuri se iau față de ceea ce se întâmplă în tot Orientul Mijlociu, cu toate suferințele și durerile lui, al căror început n-a fost criza Siriei și sfârșitul lor nu va fi distrugerea Irakului și manipularea cu stabilitatea Libanului. Prefericitul părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, face această vizită la invitația Patriarhului României. Prefericitul părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, însoțit de Prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost primiți vineri seară la Palatul Cotroceni de președintele României, domnul Traian Băsescu. În cadrul întrevederii, șeful statului a subliniat preocuparea României față de situația dificilă cu care se confruntă creștinii din Siria. Vreau să știți, prea fericirea voastră, că România este o țară care a susținut consecvent de la începerea conflictului civil în Siria că trebuie să protejați creștinii. Chiar în această perioadă, în acești ultimi 3 ani extrem de dificili din Siria, România a menținut legătura cu autoritățile oficiale de la Damasc, atât pentru românii care trăiesc în Siria, dar și pentru creștinii care trăiesc în Siria. Vă spun încă o dată, bun venit la București! La rândul său, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient a mulțumit pentru primire și și-a exprimat recunoștința față de implicarea Bisericii Ortodoxe Române la ajutorarea familiilor de creștini din Siria. Precum ați menționat, relațiile între popoarele noastre, Biserica Antiohiei și Biserica Română, sunt foarte strânse. Întrucât comunitatea siriană aflată în România este foarte mare și puternică, iar cea românească din Siria tot la fel așa este de puternică și de mare. Noi suntem examinați prin aceste împrejurări dificile prin care noi trecem astăzi. Bineînțeles, noi dorim pacea și suntem mulțumiți pentru poziția României în ceea ce privește relațiile noastre strânse, precum și păstrarea drepturilor noastre. Despre bunele relații dintre Patriarhia Antiohiei și Patriarhia Română a vorbit și Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Până în prezent, o mulțime de patriarhi ai Antiohiei au vizitat țările române și am cultivat această relație de frățietate și dorim să continuăm, nu numai prin studenți, cum este Preasfințitul Părinte Episcop Icar Cais Sadiq, care a făcut doctorat aici, la București, ci și prin alte forme de ajutorare. Am făcut o colectă anul acesta, imediat după sărbătoarea Sfintelor Pași, pentru ajutorarea celor care au suferit din cauza războiului în Siria și mai ales pentru cei care sunt răniți, care sunt bolnavi și cei care nu au adăpost, pentru că au trebuit să plece din casele lor. Deci dorim ca această ajutorare să aibă formă de rugăciune și de acțiune. În încheiere, președintele României și Patriarhul Antiohiei au subliniat necesitatea continuării eforturilor de a identifica soluții pentru restabilirea păcii și a stabilității politice în Siria și în Orientul Mijlociu.
După audiența la Palatul Cotroceni, Patriarhul Antiohiei și Patriarhul României au vizitat Biserica Bucureșteană Sfântul Spiridon Vechi. Locașul istoric a fost demolat în perioada regimului comunist, reconstruit după anul 1990 și sfințit de fericiții într-o pomenire patriarhi Ignatie al IV-lea al Antiohiei și Teoctist al României în ziua de 26 octombrie 1996. Daniel, care ne-a dat acest prilej să vizităm această biserică sfântă. Am auzit cu durere prezentarea făcută de părinte paroh despre istoria bisericii, în special că a fost dărâmată și reconstruită și sfințită de preafericitul patriarh Ignatie al IV-lea. Noi vedem că Biserica Ortodoxă Română este o biserică vie. Un popor care iubește tradiție și biserica lui. Noi iubim poporul român care iubește biserica noastră antiohiană. Relația între biserica antiohiană și biserica ortodoxă română este o relație foarte veche. Mulțumim preafericitul părinte patriarh Daniel și mulțumim bisericii ortodoxe române și poporului român și rugăciunile dumneavoastră, că noi știm foarte bine că nu ne lăsați singuri în zilele dificile pe care noi le trăim astăzi. Parohia a dăruit întâi stătătorului Antiohiei o icoană cu Sfântul Ierarh Spiridon. Patriarhul Ioan al X-lea a oferit la rândul său daruri. Mare bucurie și plinătate în suflet ne este nouă această vizită a prefericirilor voastre, pentru că socotim că, deși suntem o biserică micuță, prin Sfântul Mare Făcător de Minuni, ni se vor împlini toate năzuințele, toate gândurile și toată vrerea și cererea pe rugăciune. Cei doi patriarhi au vizitat cu acest prilej și centrul sociomedical al parohiei. Iisus al meu, prietena dragă, din anii tinereții,